Bun găsit, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Business Cafe. Fiecare mamă care are un copil mic vrea din când în când să iasă la o cafea în oraș. Așadar vorbim astăzi despre mame și copii, despre o cafenea nouă deschisă în oraș pentru nevoia mamelor care vor să iasă cu copiilor și nu au unde și vom răspunde la o întrebare des întâlnită, unde ieșim cu copii. Alături de mine se află fondatoarea acestei cafenele, Ramona Lupu. Bine, te am găsit. Mulțumesc pentru prezența. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu în platou. Vreau să-ți adresez o prima întrebare și să te întreb cum de ți-a venit această idee să deschizi o cafenea dedicată special pentru mame? Da, această nevoie cred că există de foarte mult timp și fiecare mamă la începuturile ei cred că a resimțit nevoia de a avea un spațiu unde să își petreacă un pic de timp în liniște cu copiii alături de prietenele pe care nu le-a vizitat probabil sau nu s-a întâlnit cu ele de foarte mult timp. Împreună cu două mame, alte două mămici de copii în jur de doi ani, ca și vârstă, ne-am întâlnit și ne-am gândit că ar fi o idee bună să răspundem acestei nevoi de a avea un spațiu dedicat mămicilor cu copii suficient de mare încât să nu fie doar 2-3 mămici și 4-5 copii, ci mai mulți, deci un spațiu mai mare în care copiii să se poată juca sub privirile părinților și părinții să poată savura ceva, o băutură, o cafea, să poată povesti în liniște. De Așadar, cafeneaua este dedicată nu doar mamelor, ci și copilor. Asta înseamnă că veți avea un spațiu dedicat special pentru copii, unde să se joace, sunt jucării? Exact, da. Vor fi mai multe spații în cafeneaua respectivă, unde copiii să se joace pe nivel de vârstă, da, de la 0 la 6 luni știm că aceștia nu stau nici în funduleț. Apoi, de la 6 luni încolo, încep să stea în funduleț, să necesite anumite anumite spații special amenajate, de exemplu, pardoselile acelea de spumă. Da, după aceea ne axăm pe jucării sănătoase, da, din lemn, mai puțin, bineînțeles, plastic. Jucările să fie la nivelul lor, să poată să le mânuiască fiind în siguranță, să aibă nevoie de atenția mamelor care pe tot parcursul intrării în cafeneaua aceasta să fie prezente acolo și ne-am gândit că Uh, și copiii mai mari să aibă de genul 7-8 anișori, să aibă un spațiu special, ceea ce n-am mai întâlnit în uh, cel puțin din experiența noastră pe raza clujului, un uh, loc special amenajat și pentru copii, de exemplu, o să avem o masă specială de șah da? sau o masă specială, o mini masă specială de ping-pong unde cu copilulți un pic mai mari pot să facă activități care le-ar face plăcere, sub supravegherea părinților și fără a deranja, bineînțeles, alte persoane. Pentru că într-un restaurant știm foarte bine că un copil nu va sta pe scaun, orice scaun special de masă cu animăluțe ar fi, nu va sta mai mult de câteva minuțele liniștit și va deranja cu siguranță. Așadar, cafeneaua este special amenajată în căperi diverse, cu mobilier strict pentru copii, unde ei se joacă, dar și unde mamele vor sta ca să savoreze o cafea, deci va adapta și pentru ele. Așa este. Spațiul este cumva împărțit în două părți, dar în fiecare parte, pentru a respecta această regulă ca mămicile să supravegheze copiii, Um, am, um, am amenajat mese rotunjite, scaune rotunjite pe la colțuri încât să nu fie periculos pentru copiii care se zbenguiesc dar mamele vor putea să-i supravegheze și dintr-o cameră și din cealaltă adică se poate să stai cu ei, nu sunt două camere separate, deci nu e ca și cum uh, în camera respectivă sunt doar copii și în cealaltă cameră sunt părinții mm -hmm. nu, în ambele camere stau la mese uh, pe fotolii, o să vedeți avem și uh, scaune de bar și fotolii și Scaune la masă unde părinții pot să stea și de acolo să-i privească ca și cum noi am fi aici, și în colțul respectiv ar fi copiluții și s-ar juca, ca și acasă în living, da, stai pe colțar și copilul tău se joacă. În plus, pot să vină mai mult de două mămici, da, asta e, e plus, să zicem. Uh, ai servirea, da, de produse sănătoase, uh, fără prea mult zahăr sau chiar deloc, uh, fără aditivi. Uh, apă sănătoasă și așa mai departe. Chiar asta ce vreau să te întreb ce fel de produse veți servi. Da, ne, noi ținem foarte mult la partea asta de mâncat sănătos și orice mămică știe că se luptă foarte mult dacă nu pentru ea, mai mult pentru copilul ei să aibă produsele cele mai sănătoase care să le ajute pentru o dezvoltare cognitivă, emoțională și așa mai departe, foarte sănătoasă. Vom avea, bineînțeles, produse apă, cafea uh, și prăjiturele uh, special făcute pentru cei mici. Mm. Da, de genul chec cu morcov sau, da, n-aș vrea prea multe să dau din casă da, până la să Fiecare să vină să vadă, da. să, ce să vină să vadă exact. Uh, ce pot să spun pe partea de amenajare, revin puțin la subiectul anterior, este că avem două băi, una special amenajată pentru mama cu copilul, sigur că o mamă cu un copil de șase luni nu o să lase în grija liniștită fiind în grija unei prietene, probabil, cu care a venit la cafea și atunci și-l poate duce cu ea să-l instaleze comod într-un spațiu special amenajat pentru copii până la 2 ani, să zicem, uh -huh. da, împreună cu ea la toaletă. Copiluții pot să se urce să se spele singurei pe mânuță, insistăm foarte mult pe independență, pe auto -îngrijire, uh, și din această idee o să vină și probabil uh, uh, ceea ce cred că ai anticipat, uh, ce organizăm acolo, nu? Exact, care sunt planurile de viitor, pentru că știu că tu ești de profesie psiholog și dorești să faci niște activități probabil pentru dezvoltarea mamelor în ceea ce privește cum se crește un, un nou născut, cum să, cum să ai grijă de el. Da. Uite, eu am crezut că dau de problemele sau mămici cu probleme datorită naturii profesiei. Dar sigur că ieșind din activitate pe perioada în care crești copilul, am dat de mame care aveau aproape uh, aceleași probleme ca și persoanele care se adresează unui cabinet de psihologie, însă nu la aceeași intensitate. Și mi se pare mult mai util să faci prevenție și asta, asta dorim și noi, psihologii și medicii, să facem prevenția tulburărilor de orice natură sau a bolilor. Uh, și uite, m-am gândit, de ce să nu facem lucrul ăsta într-un mediu safe, nu? De exemplu, să faci ateliere de lucru sau cum le-am numit, workshop-uri. Workshop. Și aici avem două mari direcții în care ne dezvoltăm, uite, deja dăm mult din casă, partea de educația mămicilor, să zicem, dar nu sub formă de curs, training, eu, eu transmit și tu asimilezi, ci haideți să facem de genul o discuție la o masă rotundă. Să vină da? și cu experiențele care poate nu le au sau exact. au le auzit de la părinți, prieteni. Da, și ce dorim este să organizăm evenimente de genul bun, invitați, sigur că rețeaua noastră de, de cunoștințe este mare, psihologi, psihiatri, de, dermatologi, oftalmologi, neurologi, da, uite, convulsiile care. sau, mă rog, multe alte teme care sunt de interes pentru părinți. bullying ul cyberbullying ul care așa s-a dezvoltat în perioada uh, imediată, care acum, datorită pandemiei, mă rog, s-a folosit foarte mult internetul și așa. Um, deci o direcție către mămici de gen workshopurilor și în timpul acesta uh, copiii să fie antrenați în activități deci să vină fie cu copii, fie fără dacă vin fără copii atunci e doar adult cu adult și masă rotundă în care tu ca și părinte ai deschiderea să întrebi uh, ce te ce te doare pe tine? Direct la specialist, știm foarte, foarte greu, ajuns la un specialist să-l întrebi, da? Pneumoniile, bronșiolitele, cum se tratează ele? Cum aspiri corect nasul unui copil? Dacă asta este o nevoie, la asta o să răspundem. O să vedem, pentru că publicul nostru o să ne spună de ce anume are nevoie. A, și apoi partea de copii. Da. tu vrei să vii la cafea și să vorbești cu prietena ta despre tinerețe, da? Nu că ar fi apus de mult. Uh, dar copilul tău, hai, mami, hai, te rog, ajută, mă te rog, fă. Și atunci uh, ne-am gândit să organizăm după mesele, în timpul săptămânii, evenimente de genul, în, având două încăperi, dar mamele stau în aceași, nu pleacă, nu, asta e un semn de exclamări, nu e creștă, nu e grădiniță, nu-i la, nu lași copilul și-ai pleca la plimbare sau la piață. Tu ești ace în aceeași încăpere, dacă copilul tău are nevoie de tine, vine, te ia de mânuță și te duce la activitate, deci spațiile sunt comunică și atunci tu poți să stai în prima încăpere la cafea liniștită, un, uh, un, o persoană educator să zicem, da, un supraveghetor, ca să nu zicem animatoare, am. pentru că asta duce uh -huh. ideea cu gândul în altă parte. O educatoare sau o persoană care se ocupă și îndrăgește și iubește copiii și știe cum să ia, se ocupă, de exemplu, să zicem, va fi joia de pictură, da? Vor face pictură toți copiii cu șorțuleți, vor picta, mă rog, nu știm ce, poate și pereții. nu e nicio problemă, acceptăm și asta, avem toleranță că ne-am educat-o cu proprii copii. Și atunci vom avea uh, pictură, ser de citit povești... Uh, poate cu nisip kinetic, modelare în plastilină, desen, decupaj, origami, quilling și așa mai departe. Tot felul de activități pe care le-am gândit, dar sigur trebuie să vină nevoia din partea populației. Ideile sunt multe. Și apoi o altă direcție în care vrem să ne, tot ca o nevoie venită din partea publicului, este, bun, eu și copilul meu avem un eveniment special sau, mă rog, astăzi vreau să îmi petrec ziua cu 40 de prieteni. Unde mergem, încât să fiu și servit, da? să am și o cafea bună, și ceva de mâncare, și la sfârșit ceva dulce, bineînțeles, sănătos, evident. Uh, și atunci a, să ai posibilitatea să uh, să stai acolo cu persoanele pe care le dorești tu, și să ai doar tu acces, cumva uh, privat. Da? Asta pe timp de, de weekend, mă gândesc că ar fi o idee mai bună. Dar, sigur, iarăși. Așteptăm păreri din partea publicului și sugestiile sunt binevenite. O să încercăm să răspundem cât mai mult nevoilor lor. Deci, practic, pe lângă o cafenea tradițională în care mamele pot să savureze cafea și alte bunătăți, voi veți facilita și niște training-uri, vă pune practic la dispoziție niște specialiști cu care ele pot să comunice pe diverse teme care le exact. interesează, plus spațiile de joacă pentru, pentru copii. Exact, exact. Vreau să te mai întreb. Cafeneaua are o denumire foarte interesantă. Am să trească da. pe să cum se numește și să ne spui și de unde ți venit ideea. Da, uite. Um, Anca și Roxana, partenerele, suntem trei uh, asociate care contribuim în egală măsură și cu idei și cu timp și cu resurse care, așa cum spuneam la început, avem fiecare câte un pitic și sigla reprezintă piticii noștri, da, cele două girafe sunt doi băieți și zebra este o fetiță din echipă. De fapt, noi am venit în această afacere răspunzând nevoilor copiilor noștri și ale noastre, implicit, de ce să nu recunoaștem. Una dintre mămici, Anca, le-a întrebat pe băiețelul ei, bun, dacă am avea o cafenea pentru mămici și pitici, cum s-ar numi aceasta? Și el a spus Picapam. Și am rămas la Picapam, da. da. Deci, așa practic, se va... un copil a venit cu ideea. Da, este denumirea cafenei. dată de un, un copil. Am avut discuții, sigur ca orice echipă pe uh, tema uh, denumirii, dar uh, am rămas la aceasta și suntem foarte încântate de cum sună <laughs> <laughs> și sper să nu fie nici greu de pronunțat și de reținut. Nu îmi pare ușor de pronunțat. <laughs> da. Uh, unde vă pot găsi, mămicile ca să intre în contact cu voi? Da, avem pagină de Facebook cu această denumire, avem uh, pagină de Instagram, avem și adresă de e-mail. Uh, cu aceași uh, denumire și uh, sigur uh, eu mă numesc Ramona Lupu, mă pot găsi pe okay. Facebook eventual. Uh, iar ca și uh, locație ar trebui să spun. Da, ca și locația da. de unde, unde. locația să locația va fi simt. în uh, Zona, uh, strada Primăverii, pe unde trece tramvaiul, este foarte ușor accesibilă pentru că avem stație de tramvai aproape, stație de troleu aproape. Se trece prin parc, prin fața bisericii mari de pe primoverii și se ajunge foarte ușor uh, pe uh, o zonă de colț de clădire. Este lângă parcul de copii. Deci, practic, avem parcul de copii, parcul de sport agrement pentru adulți aproape e aproape parkingul Mogoșoaia și piața Ionmeșter. Castaneaua este trebuie deja deschisă? sau Urmează mm. să o deschidem. Vă rog să stay tuned mm. pe rețelele de socializare. O să vă spunem data exactă din luna mai pe aceste rețele de socializare. Între timp am construit și un chestionar prin care vă rugăm să vă răpiți un minut din timpul dumneavoastră cât doarme bebele. <laughs> să ne răspundeți la câteva întrebări ca să putem adapta serviciile ce urmează a fi uh, prezentate cât mai bine nevoii publicului. Uh -huh. Cu siguranță cei care vor răspunde chestionarului or să vină măcar uh, în următoarea perioadă odată să ne viziteze. Sunt convinsă. Am tot vorbit că practic cafenea este dedicată mămicilor și copilor. Însă cine mai poate să vină la cafenea? Oricine poate să vină la cafenea. Asta e un avantaj al spațiului pe care îl amenajăm este faptul că zona, ambele zone sunt cumva delimitate în sensul că ai o masă și scaune uh, cu intimitate uh, pentru adulți. Deci și cei care nu au copii pot veni uh, într-o zonă puțin mai îndepărtată de colțul de joacă al copiilor. Asta cu condiția să suporte, în cazul în care sunt copii, să suporte gălăgia făcută de aceștia. Din, din așteptările noastre, credem că orele la care vor veni părinții fără copii sau adulții fără copii sunt separate de orele la care vin copiii. Da? Copiii se trezesc undeva pe la 4-5, adulții pot bea o cafea de dimineață începând cu ora 9, unde. Nu o să avem decât, probabil, copilași care sunt uh, foarte foarte mici și sunt acasă cu mamele în landou sau, mă rog, dorm mai tot timpul. Și, dar, cafea este, practic, și o sursă de energie? Da. Nu doar o, o simplă cafea, adică, cumva, mamele trebuie să, să se și încarce emoțional și să aibă activități alături de copilor și de, de specialiști. Planurile exact. de viitor, cum vezi tu afacerea să meargă, așa, pe termen lung? Eu sunt foarte încrezătoare că o să meargă foarte bine această afacere, pentru că am pus foarte mult suflet, și eu și cele două partenere, și uh, cred că o să fie o activitate. Uh, chiar mi-am mi imaginat, bun, după mesele, uh, cred că o să-mi petrec multe după mese acolo cu copilul meu, el făcând parte din echipa de joacă de la activități, eu, probabil, uh, implicându-mă activ. Um, am terminat și liceul pedagogic și atunci am puțină pregătire pe partea asta de educare a copiilor și abia aștept să facem activități acolo, bineînțeles să beau cafea, nu foarte multă, <laughs> pentru că după masă apoi nu o să ne mai lase să dormim uh, și cred că o să se dezvolte frumos dacă continuăm să ne, ne sprijinim una pe alta, cele trei partenere și să comunicăm foarte bine eu cred că e ca într-o casă, nu? Dacă în casă familia se înțelege bine și e armonie, cei care vin în casa respectivă se simt bine. Așa că depinde de noi, de cele trei partenere și depinde sigur și de clientelă. Care dacă vine cu sugestii, noi suntem mai mult decât deschise și flexibile să le acceptăm și să le implementăm în măsura în care putem. Ramona, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile prețioase care ni le-ai adus astăzi. Îți să urăm succes. Așteptăm să ne inviți la inaugurare. Bineînțeles. Pentru că acesta cafenea este practic un loc dedicat comunității de mame în care ele se pot simți înțelese și practic ele aduc pe lume copii, copiii care vor fi viitorul și este un loc reprezentativ pentru ele. De fapt, cafeneaua lor este a mamelor. Așa. Mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezența. Mulțumesc și vouă pentru că ne-ați ascultat în această ediție. Ne vedem și data viitoare. Mai bine!